Hai, noroc, băieți, și bine am găsit la o nouă serie de pe acest canal. Bă, după cum vedeți din titlu, ne aflăm pe serverul Metin 2 Angora. Da, chiar vreau să mă apuc de acest server. Este un server PVM 85%, iar PVP... PVP 85%, iar PVM 15%. Imediat cum intrați pe server, primiți level 249. 200-200 elixire, marmură, sigiliu, mistreții, medușel, albastru. Astea mi le-am cumpărat, eu am fost să văd cam ce e prin oraș. Hai să vă prezint, aoleu, mi se blochează pe aici cum mă duc, în fine, nu contează. Acum o să am un drop frame mai mare. Și cam atât. După ce intrați pe server pentru a face level 250, cum am eu, veniți aici, este un NPC Handu Up, uitați-o, este chiar aici. Dați aici, cumpăr experiență și o să faceți experiență câte o bulină, dacă nu mă înșel, pentru a putea dona experiență la breaslă, dacă vreți. Puteți să vă luați skillurile secundare și skillurile pe, eu nu am skilluri și nu o să pot lua skilluri pe acum. Pentru itemele de upgrade, ca să vă faceți, dați așa să văd dacă pot și eu să evoluez asta. Itemele de upgrade le puteți farma în mapa Farm 1 și Farm Map 2. Uite, 0 euro. Să vedem până o să înceară ceva upgrade. Armură rubin. Armură knop. Uite, bureană, roșie, albastră, verde și violet. Astea le puteți farma în mapa Farm 1 și mapa Farm 2. Acestea le găsim aici pe teleporter. Dăm următoarele și avem Farm Map 1, Farm Map 2. Acolo, puteți bate boss, cred, sau metine, nici nu știu, o să mergem imediat să văd și eu. Numai 1, următoarele, map farm 1. Yangul a fost schimbat în Eurocent. Acestea sunt un fel de Eurosite, dar puteți să-i farmați și în joc, de la boss, cum ar fi Nemeria, Azrael, Dragon Roșu, Pietre Metin și Pescuit. Bine, bateți boss, dar nu vă pică la fiecare, hai să mă urc pe asta să merg mai repede. Nu pică la fiecare boss. Vă dați seama că aveți o șansă destul de măricică, cred, să vă pice. Și de la pescuit, la fel, nu prindeți de fiecare dată, chiar dacă trage, aveți șansa să-l scăpați. În fiecare zi pe acest server sunt organizate evenimente de tip PVM, Hide și... PVM, Hide, Trivia, Hide pe nevăzute și ghicește orașul, OX, Event, Bonus și multe altele. Uite, să vedem, dar nu reușesc eu să-l bat. Deci, cam așa arată, bateți metine și cred că sunt și boss în mapa asta, nu cred că găsesc eu acum. Serverul este doar pentru donații, de aceea a fost pus și drop la Eurocent, la metine, boss și pescuit. Cu acești eurocenți vă puteți face arme că site, cred, dacă puteți cumpăra de pe joc. Deci nu trebuie neapărat să donați ca să fiți bun pe serverul ăsta. Hai să vedem ce mai pe aici. Am adăugat ceva nou pentru server, titlu. Hai să vedem unde sunt titlurile. Uite aici, sistem titluri. Începător, vorf, hashtag, gypsy, profesor, sec. Uite și bossul. Deci, vedeți, la NMR aici, cred că vă poate pica eurocenți. Sexolog, drogatul, Ghost Rider, Prince și titluri speciale, Premium, Premium și Mr. Diamond. Dacă ai un titlu, nu ți se duc minutele, dar ai nevoie de acestea ca să poți să-l cumperi. Dacă nu ați văzut, aici în dreapta scrie, ai nevoie de minim 20.000 eurocenți și 1.500 de minute jucate. Opa, bă, dar sunt ceva boși aici, vedem că e și Beranu. Cred că astea sunt boșii care îi poți găsi aici, Beran, Nemere și Razador. Pe server se mai organizează evenimente și în bani real. Cred că în seara asta o să facem un live de la evenimente și probabil o să prindem și un eveniment cu premii în bani real. Se organizează evenimente de PvP în două categorii, eveniment PvP cu site și eveniment PvP fără site. Deci dacă nu aveți iteme site, puteți
participa la un eveniment PvP și aveți aceeași șansă cu jucătorii care participă cu voi. Pentru că nu ar fi corect să vă pună pe voi care nu aveți site contra unii care sunt full site. Bine, dacă vă credeți așa bun, vă bate și pe aia. Evenimentele astea de tip PvP se organizează o dată pe săptămână, adică duminica între orele 21 și 22. Bă, chiar aș fi vrut să vă arăt și dropul la aceste metine, dar nu am nici măcar un item. Cred că diseară o să fie organizat un eveniment de tip OX cu premiu 100 de lei și 100 de lei cash, sau dacă doriți puteți primi acești 100 de lei în iteme pe joc, iteme de pe site, mega site și ce iteme mai au băieți aici. Și o armă mega. Bă, hai să mergem acum în oraș, mapul 1 albastru. A, da, pe server sunt doar două regate, regatul roșu și albastru. Bun. Vedeți că toate itemele puse în shop valorează eurocenți. Un eurocent înseamnă un euro, înseamnă 1000 de eurocenți, adică 80 de euro ar costa acest costum de plajă, 18 euro aceste deduri și de furtunop online. Aici la magazin aveți toate itemele necesare pentru început: pietre, papuși de vânt, elixire, adaugă schimbă bonus și licorile verzi și mov. Aici avem niște frizuri fără bonusuri, frizuri așa mai comune, doar de design. Hai să luăm și noi pe asta să-l punem. Avem atacurile site și niște colorante. Cumpără monede de euro. Doresc să cumpăr monede de euro, aceasta costă 100 de eurocenți. Bă, și atunci, dacă 100 de eurocenți e 1 euro, 80.000 e 800 de euro. Nu știu cum e din asta. Aveți posibilitatea să schimbați 50 monede de eurocenți în 5.000 eurocenți. Dacă aveți, puteți da da. Și aici schimbă cu fără călă. Aveți posibilitatea să schimbați 200 de călăuri într-un cadou aleatoriu, random. Dacă aveți 2000, dați acolo, sunt de acord și o să primiți cadou. Bă, vedeți aici că sunt niște iteme, skin-uri, cred că sunt astea mai noi. Eu nu am mai văzut pe mai niciun server. Armuri, am văzut că mai sunt puțin diferite. Asta, costumul ăsta. Sunt foarte multe costume pe server, însă eu nu am acum ca să vă arăt. Probabil în videoclipurile următoare o să am și eu ce să vă arăt. Și cutii cu poi, vedem pe aici foarte multe. Hai să vedem și la învățător dacă găsim ceva mai special, dar nu cred. A, da, la negustorul de arme găsiți armele de 65, arme comune, accesoriile. Hai să le iau și o să le pun. Și la acesta găsim la fel accesorii, cască și scut aici. Uite, luăm cască, scut. Și armurile de 70, adică oțelul. Bă, cam atât și cu această prezentare. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă ți-a plăcut. Ai mai multe detalii în descriere despre server. Eu am fost Hunter. Nu uitați să te abonezi dacă ești nou pe canal și să apăsați pe butonul de like dacă mă susții.